și mămica doarme aici. Răcoș, am vreo 5 minute le trezesc, că și trebuie să mergem la mâncare și apoi venim să strângem bagajele și facem check out, adică ieșim din nou, pentru că este ultima zi care trebuie să stăm aici și de seara mergem acasă. Bună dimineața la toți! Ciocolata mea! Trezește-te, bună dimineața! Fetelor, vreți să vedeți ce am cumpărat? Da! Hai să vedem, pentru că n-au văzut. Încep de la cele mai mărunte lucruri. Ia uite, așa o... Asta pentru mămica. Ia uite așa. Astea magnete pentru alt cadouri să facem. Asta ochelari. Ochelari, peștișori, iar și ochelari. Două pechițoare, da? Da, nu știu. Ancoră și o sticlă și gata. A, acolo mai ceva, îmi bag cercei mei. Cercei tăi. Formă de libelulă, vedeți? Ia ce frumos. Da, frumos. Foarte frumos. Pune la tine un lieche. Nu acum, mămica. Hai să luăm, să luăm acasă. Bine, și gata, te dau unii brățările tale. Ia, pe mână. A, pe mână. Ia. Tot de culoare iubesc și brățările. Wow! Le pachetăm frumos înapoi, ca să nu le stricăm. Și mai departe, ce acolo avem noi, tăticule? Avem surprize. Dar o să vă le dăm acasă, bine? Am luat pentru filmulețe. Așa, ceva? Bombonele, ceva, da? De unde? Lasă-mi și harbuți și... Și gume de mistică. Ceea ce știu eu, că la ei dulciurile sunt foarte, foarte ieftine. Da. Asta e de. Da, cum eu iau. Nu acum, nu acum, nu acum, mă. Asta e cea mai grea, da? Da. Ia. Una pentru Melissa și alta pentru Jasmina. Așa Nutella. Și miere. Faptul ei de măsline. Jasmina s-a priceput, fata e mare. Vezi, Melissa? 3 litri. Și 2 litri, foarte ieftin. Și este extra virgină, nu? Cel mai... Cel mai bun ulei. Cel mai curat, cel mai bun, da. Deci e foarte ieftin la ei. Da, pentru că toate dealurile sunt pline cu copaci de măsline. Da, da, au da. Au măsline foarte multe. Aici tot îi duce. Dar le luăm acasă acum. Ia, părbiți, am găsit Haribo aici foarte ieftin. Da, și am luat, nu știu, dar sunt foarte ieftin. Comparativ cu... 4 lire, știi? Nu știu cât, dar știu că e foarte ieftin, că noi ne-am mirat și am luat alt 4 tocmai. E ca așa. Este ca pom-pom la noi, știi? Iată așa, niște tubușoare cu cremă de căpșuni. Și este un cafeniu cu o cremă, nu știu ce, dar este zmeură. Iată, parcă sunt oreo. Nu oreo, parcă sunt macaroni. Ah, macaroni, da, 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 asta așa am văzut. Zmeură și cu lime. Da. Uitați-vă! Tot sunt foarte ieftine. În banii noștri, undeva așa, o cutie, undeva la 10 lei cu asta, da? 90 lei. Și ciocolată Yulker. Eu știu că atunci când eram mic, noi mâncam gume diferite și ciocolate de la Yulker. Când erau în anii 90 și sunt foarte gustoase. Și tip-tip. Când eram mic, tot așa, mâncam niște gume care se numeau tip-tip și aveau niște, nu stichile, dar tot niște hârtiuțe cu desene înăuntru și nu, tare, tare ne plăcea. Așa, cu dulciurile ne-am lămurit. Tătic mai are acolo încă o pungă, da? Din câte sunt eu. Încă o pungă cu hăinuțe. La la la. Aaaa. Ia priviți ce măși cu ochișorianul. Așa că dacă ne veți vedea în challenge-urile noastre următoare, să știți că măștile acestea le-am cumpărat de aici, din Turcia. Ia, Melissa. Asta e pe. E ca să se îmbrăcăm de seară. Da, ia, că ce măși. A mea? Da. 10 lire, asta e în banii noștri moldovenești, vreo 25 de lire. La reducere, da. Și au fost 20 ceva de lire. Îți place, Melissa? Da. Și uite că ți-l cu aparat foto. Sau... Blogger! E bloggeriță! Așa, aici este o rochiță pentru Jasmina. Cu elea, cu bretiele. Am vrut și Melissa, dar nu era mărime ei. Tot la reducere și era printre ultimele. Dar asta pentru Melissa. Wow! Frumos! E rochită pentru Melissa. Floricele cu ananas. Frumos. Eu l-am adus. Îți place, mami, cum văd eu, da? Da, să te iei. Aștia ia numai că ridică, aștia sunt ca un fel de, ca pantaloni scurți, așa. Capri. Mai, ridic mai sus, ridic mai sus. Iată așa, e vin scurt.
Da, da. Ia, Melissa, încă ție. Cu... pi... sicuța unicorn. Preferata ta e pisicuța. Melissa, tare iubește pisicuțe. Când le vede, tu mai vine să le strângă tare, 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 așa? Și este asta lui Jasmina. Ocean Vibes. Asta e ca să se combine cu aceea ta roșie, cu șorțe roșii. Aveți lațicuri multe colorate. Deoarece întotdeauna le pierdeți. Hai acum să strângem totul în valize. Da? Da. Lăsăm doar hainele care plecăm acasă și... strictul necesar. Strictul necesar, adică costumele de baie pentru acum. Da. O să luăm prânzul aici. O să luăm cina. Și după cină, deodată la... autobuz. La autobuz avem 2 ore până la aeroport și la ora 11 și cât, Adadico? La ora 11:55, așa mi-a aduc aminte. Zburăm spre casă. E doar de casă? Da! Dar eu, sincer, aș mai sta măcar încă 5 zile aici. De eu tot! Hai, dacă o să fie totul bine cu această pandemie, vedem, poate se mai reglează. Apropo, sperăm foarte mult că nu suntem acum în izolare. Asta ar fi foarte bine. Foarte bine să scăpăm de autoizolare. Și dacă ceva, poate mai venim în septembrie, octombrie, mai venim. Da, poate mai venim, ar fi minunat. Ne-a plăcut foarte mult, așa-i? Da. Dar de văr, adică fizic, băi, ca fizica este activă, dar moral, adică tare mult te odihnești în vacanță, adică, da? Exact. Iată, așa arată bagajul nostru. E mult. Acum mergem să-l ducem la camera de păstrare, da? Da, și facem check out-ul. Da, sunt grele. Dar pentru că... sperăm că n-am strâns 80 de kilograme, pentru că fiecare putem să ducem câte 20 kilograme. Uh-huh. Acolo, apropo, sunt și pietre chiar. Sergiu a strâns niște pietre frumoase de la mare ca să le pictez, să fac cadou. Ok, hai să le ducem și după ce mergem la fetele, la mare deja. Sergiu nu iubește să facă două drumuri, așa că a încărcat totul pe el. Am decis să mergem cu liftul, măcar că suntem la etajul 1 și trebuie să coborăm la parter. Iată, aici lăsăm bagajele. Sunt în siguranță. Ok, thank you. E de ușa. Thank you. Hai să vedem ce fac fetele noastre fără noi. Da, să vedem dacă sunt ascultătoare sau nu. Ce fac prințesele? Beți suc? Eu mi-o sunt, dar nu sunt reingățat. Eu, acuși, pe aceasta stilică de surfing, va trebui să sară ca pe mine aceasta, numai cum mai bine, sigur că... cu coarda, da? Cu punea ca cu coarda. Jumătate acuș. Noi ne-am strâns valizele. Suntem aici la recepție. Copiii se joacă. Copii, v-a plăcut vacanța? Da! Super! Da, bă, cea mai tare vacanță! Da! Ne-am bronzat, ne-am ars. Da, a fost vesel. A avut 3 excursii minunate, așa-i? Asta e autocarul nostru, cred că, da? Ticule? Acesta e autocarul nostru. Gata, ai pus valiză? Bravo! Avem 2 ore de mers cu autobuzul și apoi o oră jumătate de zburat până în Chișinău. O să fim acasă undeva la ora 2 noaptea. Așa. Mulțumesc, Sas. Sper femeile aici.
fetele dorm. Mai urmăm cu 10 minute și intrăm pe poartă și atât de acolo ne așteaptă deja avionul nostru. Gata, noi suntem acasă. Fetele au dormit încă din avion. Și, iată, acum sunt în pătucurile lor. Noapte bună tuturor! Suntem în următoarea zi, prima zi după vacanță. Făcând o mică concluzie cu privire la vacanța noastră din timpul pandemiei, vrem să spunem că am avut o vacanță destul de reușită. Pe tot teritoriul hotelului nu am purtat mască deloc, adică a fost mai lejer. Doar lucrătorii din hotel purtau măștile permanent, dar noi, adică toți oamenii în piscină, în ospătărie, chiar în hotel, adică noi nu purtam măști, adică eram liberi. Acum am venit și trebuie să stăm 14 zile în autoizolare. Să nu ieșim din casă, să nu ieșim nicăieri. Dacă nu, sunt penalități foarte, foarte serioase. Asta e unicul minus. Restul oamenii, vă zic, călătoriți care aeroportele sunt pline ca de obicei, hotelurile sunt supraîncărcate, așa că oamenii merg în vacanță, nu le este frică. Unicul minus este autoizolarea asta. Dar știu că capitolul se mai discută, așa că puteți întrebați agenții, poate și de acum se va scoate pe cu timpul. Poate noi vom sta 5 zile în autoizolare și ceva se va schimba în legislație și vom putea ieși afară. Asta. Să dea Domnul, pentru că o să fie foarte greu, foarte greu să stăm în casă. Da, noi suntem deprinși să ieșim, de obicei să călătorim, să ne plimbăm prin oraș, să ieșim afară, așa că... Da. Apropo, când voi spuneți acest loc, deja noi suntem după o săptămână din carantină, așa că... Astăzi la noi este 5 august, noi filmăm pe data de 5 august 2020. Un lucru mare vreau să spun, ați văzut și în vloguri, noi am ajuns mai întâi la un hotel, care nu ne-a plăcut deloc, era murdar acolo, era foarte murdar. Și agenția de turism care este la noi aici în Moldova, Golden Tour, vrem să le spunem mulțumesc pentru că au rezolvat repede problema și ne-au schimbat în alt hotel. Și măcar că trebuie să plătim cu mult mai mult, am plătit foarte puțin pentru că era diferență de cost. Și am putut să avem o vacanță reușită. Primul hotel era într-adevăr foarte, noi l-am arătat puțin acolo, dar era foarte murdar, foarte groasnic. Dar mulțumim agenției, într-adevăr, pentru că cum am trimis primele poze, cum deodată a spus că noi vă mutăm în alt hotel. A ne plăcut deodată că a arătat foarte, foarte pozitiv în folosul nostru. Da. Ne mulțumim foarte mult. Și... Cam așa, dacă nu este frică de... tot ce se întâmplă, nu este frică de autoizolare, atunci călătoriți. Vă mulțumesc că ne vizionați vlogurile noastre. Ați văzut că acesta este ultimul, cred că, videoclip din vlogurile noastre, da, din vacanță. Da, da. Și vizionând toate aceste vloguri, cred că ați văzut că am avut o vacanță foarte, foarte interesantă. Da, noi filmam doar unele părți, doar unele părți când ne aduceam aminte, câteodată uitam să mai filmăm, dar a fost o vacanță foarte cuprinsă. Și încă un lucru să spun că copiii nu stau în autoizolare. Jasmina și Melissa pot să iasă afară. Jasmina, o să trimite pe Jasmina la magazin să cumpere produse alimentare. Da. Copiii nu stau. Doar noi, părinții, am completat două fișe epidemiologice, da? Iar copiii nu, așa că copiilor, plecați fără părinți în vacanță. Nu, asta a fost o glumă. Da, copii, nu luați în serios lucrul acesta, nu fugiți nicăieri în vacanță. Dacă plecați, doar cu părinții. Asta e. Noi aici vă spunem pa-pa, puneți-ne like, pentru noi este o mare încurajare. Pa-pa! Și la Melissa. Și nu uitați să vă abonați dacă nu sunteți abonați. Pentru noi este un lucru foarte mare. Da. Ok, pa-pa! Asta este acum afară, ceva cu prietenile, așa că știți, da. Pa, pa. Da, de multe ori puneți această întrebare. Pa, pa. Pa, pa.